Un tânăr de 25 de ani din județul Dâmbovița a ajuns în noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, snopit în bătaie de mai mulți indivizi, după ce aceștia i-au blocat drumul cu doi copaci pe care i-au tăiat. Rudele victimei spun că agresorii fac parte din gașca temutului interlop Genosu, aflat în închisoare, și s-au răzbunat pe el pentru că este nepotul unui vechi rival. Incidentul a avut loc pe un drum județean la intrare în localitatea dâmbovițeană Ungureni. Bătăușii au premeditat, se pare, totul. L-au urmărit pe șofer până aproape de casă. I-au blocat drumul cu doi copaci tăiați dintr-o livadă și l-au snopit în bătaie cu topoarele și bâtele. V-au distrus mașina? Am înțeles, nu? Îi cunoșteați? Îi cunoșteați? Știați cine sunt? Cindu este conștient, stabil, o plagă frontooccipitală și o plagă la membru inferior, sângerare ușoară. Ce v-a povestit? Asta nu comentez. E vorba de o agresiune. Nici asta nu pot să comentez. Deci nu, dacă pacientul vrea să vă spună mai multe amănunte, din punctul meu de vedere, este un traumatism cranian prin lovire. Mai mult de atât, nu pot să vă spun. Ce i-a arătat, că Dumnezeu nu mai știe. Cu bâtele, l-au prins în trafic. L-au omorât rău de tot, nu că. Dar ce motiv? Aveți idee? Dacă era clanul lui Ghionosu, ce făcea dumneavoastră? O poliție n-a venit, domnule, n-a venit de la comună, n-a venit de la comună sau de la comună. Ce cum se întâmplă, domnule, la intersecție, la un curent acolo? Cine a chemat televizorul? Ce știi cu ce l-a atacat? L-au atacat cu pistoale, cu săbii. Aveau bătea asupra lor? Da. Dar ce motiv a avut? Ce motiv a avut? Îl urmărește de mult. L-a urmărit? Da. Și ce l-au amenințat? Ce i-au spus? L-a amenințat cu moarte, cu moarte. Eram în pat, dormeam, le-am trezit că l-am omorât pe nepotul meu. Victima, un tânăr de 25 de ani, este nepotul unui alt interlop cu care Genosu a avut un conflict în plină stradă în urmă cu câțiva ani la o casă de pariuri din municipiul Târgoviște. Rudele victimei povestesc că băiatul a fost pândit și cel mai probabil agresorii au vrut să se răzbune. Oamenii legii au sosit cu ceva întârziere la fața locului. Ca să întărească spusele oamenilor, agenții sosiți la fața locului au distrus scena pentru ca mai apoi la sosirea criminaliștilor să o refacă din nou. Oamenii sunt tăiați de jumate. De jumate sunt tăiați, de jumate de rând că s-au dus mai mult să facă. S-a pregătit, l-a pândit, a văzut că e singur în mașină, l-a fost cu soția și l-a oprit în drum. Cine să-l păzească aici? Cine, doamnă, cine a avut necască? Păi nu știm, el știe cine a sunat. Cine a văzut că zice că era mai mulți, în șase inși, am înțeles. Și de unde venea? Unde se ducea el? El venea acasă. El venea acasă. Unde l-a aruncat sau unde? La Ungureni. La Ungureni. Da. Și cu ce l-au atacat aici? Păi cu toporul par ce o avea ei acolo, mașină, că văd că ce a rămas aici jos. Uitați ce e jos, că aici l-am găsit jos. L-ați găsit, da. Aici lungit. Lungit și oamenii care s-au vrotit mașini de l-au scăpat. Dar cu pacul, șoferii. Cu ce o să... Nu trebuia să dea drumul să plece șoferii care l-au scăpat. Aveți idee, avea să certase cu cineva în ultima perioadă sau avea cineva? Nu să certase, nu. Nu să certa, că dacă era să împăzească, era cu el, cu cineva, singur. Poliția a venit aici? A venit poliția de la Dragomirești, a venit și a plecat. Deci am ajuns eu din jumatea satului, fugând, jumate salvare abia a venit după ce am venit eu, apoi poliția a dat pobi să dea drum la lume, nu trebuia să treacă nicio mașină, să spui cine a fost, că poate oamenii cunoșteau. Deci poliția a plecat, n-a făcut nimic. Poliția a plecat. Au blocat drumul, tăia pomul special, îl așteptau, deci? Cred că da, era așteptat. Sigur. Nu aveau cum să pui în fracțiunea de secundă să pui pomul să-mi poți să mai treacă. Poliția... Că vine. Poliția a venit, era băiatul în ambulanță, s-a uitat unde e băiatul de elovit, a fost la el, s-a uitat în ambulanță, după aceea a plecat. Plecat pe Dragomirești. Clanul Ghionosu, că e nepotul Unelu. Și el dacă nu prinde pe Nelu, l-a prins pe nepotul. Cine e nepotul Unelu? Spătărel! Băiatul care e aici, păi altceva, altindu-l, nu trebuie de nimeni. Care de ce e fugit? Ion, da. De ce e fugit de nu știm familia de el? De la Ungureni. De la Ungureni. Nu e fugit din cauza lor? Și clanul Ghionosu să se răzbune. Păi clan! De ne vorbesc, faci, știu eu acum ce, până acum nu s-a mai întâmplat. De atunci, de la scandalul ăla de micro 6. De atunci? De atunci.
așa, puteți cu așa. Așa, ca să vadă. Din primele verificări, se pare că pe raza localității Ungureni ar fi avut loc o altercație între doi participanți la traficul rutier, unul dintre aceștia manifestând un comportament violent față de celălalt. Se efectuează cercetări, urmând a se stabili cu exactitate toate împrejurările acestui eveniment. Este vorba de confruntare între clanul Ghenosu și Ungureni? În prezent, o echipă de cercetare s-a deplasat la fața locului, urmează să se efectueze cercetări și să se stabilească cu exactitate toate împrejurările acestui eveniment. Pentru ce infracțiuni se fac cercetări? În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe, precum și pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Câte persoane au fost implicate? Din primele date, se pare că este vorba de mai multe persoane, una singură fiind agresată. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și distrugere.